Vă salut cu mult drag în numele Domnului Hristos după încă o zi care s-a scurs din viața noastră și iată-ne din nou împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când oamenii se supără unii pe alții și presupun că s-a întâmplat cel puțin o dată în viață să vă supărați pe cineva sau cineva să se supere pe dumneavoastră, de obicei există două tipuri de oameni. Unii care strigă. I-ați auzit pe ăștia? Adică se supără și zice și zice și nu se oprește și îți vine să-ți astupi urechile, să nu mai auzi. Pentru că revarsă un potop de vorbe și de... Unii strigă, alții nu strigă, vorbesc mai calm, dar vorbesc ca niște șerpi și înțeapă. Atunci când doi oameni se supără unul pe celălalt, mai există un tip de comportament. În timp ce unii strigă și tot vorbesc și varsă tot amarul, alții ce fac? Tac. Nu zic nimic. Și uneori parcă te enervează și mai tare. Și te uiți la el sau la ea și se uite la tine și nu zice nimic. Și îl rogi frumos, te rog frumos să-mi zici ceva, că nu știu ce ai în cap. Și ăla zice, eu nu mai vorbesc cu tine. S-a supărat. Și în loc să tot spună, s-a hotărât să nu mai vorbească. Deloc. Ați întâlnit acest tip de oameni? I-am întâlnit și pe unul și pe altul. Însă, avem o problemă. Atunci când ne gândim la Dumnezeu, că El tace și nu vorbește, știți că Dumnezeu, de foarte multe ori, tace și nu vorbește. Și noi avem înclinația să gândim că și Dumnezeu, așa cum suntem și noi, când se supără, eu nu mai vorbesc cu ăștia. Și așa se comportă. Dar asta nu înseamnă că este adevărat. Pentru că Biblia, ascultați ce spune despre Dumnezeu în cartea profetului Isaia, capitolul 55, versetul 9, cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu tace, nu face lucrul acesta pentru că este supărat pe noi, ci sunt alte motive pentru care Dumnezeu nu vorbește. Și în seara aceasta ne vom ocupa de subiectul acesta, de ce Dumnezeu se ascunde și nu vorbește. Cred că nu este nevoie de foarte mult efort ca să ne dăm seama de faptul că Dumnezeu este ascuns de ochii noștri. Eu știu că mulți creștini încearcă să nu recunoască lucrul acesta. Eu știu că mulți creștini se prefac că Dumnezeu vorbește cu ei, însă realitatea care ne înconjoară demonstrează fără foarte mult efort faptul că Dumnezeu nu ne vorbește așa cum i-a vorbit altora altădată. Poate că nu sunt singurul acela care îmi doresc cu adevărat ca să aud vocea lui Dumnezeu. Îmi doresc lucrul acesta, să știți. Dar nici nu vreau să mă prefac că-l aud. Așa cum cred eu că foarte mulți alții care îndrăznesc să ia Sfânta Scriptură în mână și să predice în numele scump al Domnului Hristos și să proclame Dumnezeu mi-a zis nu știu ce ieri
Și apoi trec câteva zile și ascult iarăși pe YouTube sau cine știe pe unde o altă predică și că Dumnezeu mi-a zis nu știu ce. În Biblie nu se întâmplă așa. În seara aceasta, frații mei, mi-ar plăcea să studiem din Sfânta Scriptură de ce există această situație în care Dumnezeu se ascunde și nu vorbește. Știți că în această carte, între Vechiul și Noul Testament, au trecut 400 de ani. Între Vechiul Testament, ultimul profet al Vechiului Testament, care este Maleahi, și primul profet al Noului Testament, care cine este? Ioan Botezătorul. Au trecut 400 de ani și Dumnezeu a tăcut. Cât timp a tăcut? 400 de ani. N-avem profet în Israel. Și ceea ce văd eu în lumea de azi, în învălmășala aceasta de Dumnezei, cei care ați fost aseară, am încercat să discutăm despre asta, în învălmășala aceasta de voci care fiecare pretinde, spune că Dumnezeu mi-a vorbit și Dumnezeu m-a condus și Dumnezeu nu știu ce. Mi-ar plăcea din toată inima să distingem o voce clară cu privire la care să fim siguri. Uite, asta este vocea lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu are o manieră de a lucra. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Probabil că ați văzut zidari la lucru. Și diferiți zidari au maniere diferite de a lucra. Sau dacă vezi, diferiți păstori au maniere diferite de a păstori. Sau diferiți șoferi au maniere diferite de a conduce. Diferite neveste au maniere diferite de a-și sluji gospodăria, da? Și anumiți bărbați au anumite maniere de a sluji copiii, nevasta și casa. Sunt zidari care fac de toate. Eu am văzut din ăsta. Zidar care dă la lopată, pune în betonieră, apoi cară, pune în găleți, lucrează singur. E maniera lui de a lucra. Așa îi place lui. Lucrează singur în ritmul lui, da? Alt zidar nu pune mâna pe lopată. Zic că eu sunt zidar și atunci nu-i treaba mea, da? Sau dacă e vorba de neveste. Nu-mi place să compar, da, ceea ce am eu cu ceea ce are altcineva. Însă eu nu mi-aduc aminte când am spus lui nevastă-mea să gătească. Nu știu dacă mi-aduc aminte. Nu știu dacă am zis vreodată în viață să gătească ceva. Știți de ce? Pentru că ai știut ce are de făcut. Însă am auzit bărbați care fac mâncare pentru toată casa. N-am nicio problemă, dar sunt maniere diferite de a te raporta la viață, de a te raporta la oameni. Și de multe ori, noi oamenii, felul nostru de a fi este transferat asupra lui Dumnezeu. Și noi credem că, așa cum vedem între anumiți oameni felul lor de a fi, credem că și Dumnezeu cam așa este. Unii cred că Dumnezeu e mai repezit. Că ei sunt mai repeziți, da? Una, două, fac, gata. Cred că și Dumnezeu face așa. Sau unii care sunt mai domoli, da? Care te așteaptă, 10 secunde până pornesc de la semafor, că așa, domoli, da? Cred că și Dumnezeu este așa. Dar Dumnezeu nu are nicio treabă cu manierele noastre de a lucra, cu felul nostru de a fi. El este Dumnezeu. El are legile Lui. Ale comportamentului.
Are știința lui. Și nu este permis unui om să transfere tot ce este omenesc asupra lui Dumnezeu. Pentru că dacă va face așa, îl transformă pe Dumnezeu într-un idol. Și el se va închina sub titulatura de Dumnezeu la un idol. Ceea ce și fac mulți creștini. Dar acum haideți să uităm tot ce este omenesc. Să lăsăm să plece de la noi tot ce am învățat noi cu privire la manele oamenilor și felul de a fi a oamenilor. Pentru că dacă nu lăsăm să plece de la noi aceste lucruri pământești și omenești, noi n-avem cum să pricepem cum este felul lui Dumnezeu de a lucra. Și vreau să vă spun ce am găsit în Scriptură în trei puncte în seara aceasta, ca răspuns la această întrebare, de ce Dumnezeu se ascunde și nu vorbește? Cei care ați fost aseară, te vă aduceți aminte de ce am găsit în Biblie momentul în care Biblia spune că Dumnezeu își ascunde fața. Așa spune în Deuteronom, am citit aseară. Dumnezeu își ascunde fața de la copiii săi. De la copiii săi, nu de la păgâni, ci de la aceia care poartă numele lui Dumnezeu și au, zic ei, credința în Dumnezeu. Tocmai cu privire la acest popor, Dumnezeu spune că mi-ascund fața de la ei pentru că se închină la idoli. Și am văzut aseară că atunci când Iisus nu mai era o persoană dorită, ce făcea? Pleca de acolo. Dar dincolo de acest comportament al lui Dumnezeu, sunt cel puțin trei lucruri. Dar vreau să vă spun trei lucruri din Biblie care explică foarte bine motivul pentru care Dumnezeu tace atunci când nu-i auzim glasul. De ce face lucrul acesta? În primul rând, Dumnezeu niciodată. Și dacă ar fi să folosim un termen modern în chestiunea aceasta despre care vă povestesc în seara aceasta, Dumnezeu este un extremist. Nu înseamnă că este extremist cu adevărat. Noi oamenii am putea gândi despre El că El este extremist, pentru că suntem omenești pământești. Dar vreau să vă dau câteva situații din Scriptură în care Dumnezeu merge la extreme. Situații în care noi am fi fost mai rezonabili, mai îngăduitori. Dar Dumnezeu n-a îngăduit. Pentru că este o situație în care Dumnezeu alege una din două. Ori tac eu, ori taci tu. Împreună nu vorbim. Și este situația în care adevărul și minciuna încep să se amestece. Și vreau să vă dau două situații din Scriptură. O situație din Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetele 23 până la 26. Suntem într-un oraș al iudeilor și spune Scriptura că în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi de a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Cine spune că Iisus este Sfântul lui Dumnezeu? Cine spune lucrul acesta? Un demon. A doua întrebare. A spus demonul adevărul? Era Hristos Sfântul lui Israel? Sfântul lui Dumnezeu? Da. Credea tot poporul iudeu că Iisus era Fiul lui Dumnezeu? Credeau toți iudeii lucrul acesta? Nu. Cu alte cuvinte, demonii spuneau un adevăr atât de mare încât cei mai mulți dintre iudei nu credeau lucrul acela. Dar era adevăr. Și a fost Iisus îngăduitor cu acest demon? Ce ziceți? A fost Iisus îngăduitor cu acest demon când spune adevărul? Ascultați. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere
și scoțând un strigăt mare. Este Dumnezeu rezonabil? Este Dumnezeu? Negociază Dumnezeu când vine vorba de adevăr și minciună? Nu e adevărat că oricare dintre noi, dacă am fi fost acolo, poate i-am fi dat dreptate acelui demon și i-am fi spus: tu ești un demon dacă mă spui adevărul. Noi am fi fost mai îngăduitori. Dar Dumnezeu niciodată, nici măcar atunci când marele mincinos spune un adevăr, nici măcar atunci nu lasă să vorbească. Pentru că Dumnezeu întotdeauna, când vine vorba de lumea adevărului și lumea minciunii, alege una din două. Ori tu vorbești și atunci vorbești numai tu și eu tac. Ori dacă eu vorbesc acum, tu trebuie să taci. Dumnezeu nu îngăduie ca două voci, vocea minciunii și vocea adevărului, să se lase auzite în același timp. Vreau să mai dau un text. Este vorba de cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Apostolul Pavel, împreună cu tovarășii lui de lucru, aveau obiceiul să treacă pe o stradă în timp ce mergeau la locul de rugăciune. Și în timp ce mergeau pe stradă, întâlneau în calea lor o femeie tânără care era o slujnică la o familie de păgâni, despre care Scriptura spune așa: pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Ascultați ce striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Ce am fi făcut noi dacă eram în locul apostolului Pavel? Păi ne-am întors către această domniță și am fi zis: vai, tu ești sora noastră. Păi da, haide cu noi la închinare. Tu crezi la fel cum credem noi. Cine ți-a descoperit lucrul acesta? Tu ești una de-a noastră. Nu așa am fi zis noi? Și lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, spune Scriptura, că așa a făcut ea timp de mai multe zile. Și în timp ce treceau prin fața acelei case, slujnica aceasta ieșea pe stradă și se lua după apostol și striga după ei: aceștia sunt oamenii, sunt robii Dumnezeului celui preanalt și vă vestesc calea mântuirii. Și foarte interesant că Pavel nu s-a bucurat pentru asta. De ce nu? A spus adevărul? A fost adevărat că apostolii chiar vesteau calea mântuirii și erau robii lui Dumnezeu? E adevărat? Până la ultimul cuvânt. Și atunci de ce totuși Pavel se simțea deranjat? Pentru că Scriptura spune mai departe: Pavel necăjit. S-a supărat. S-a simțit deranjat. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și chiar în ceasul acela a ieșit. Ce se întâmplă? Ce vrea să spună Biblia? Biblia vrea să spună că Dumnezeu preferă să vorbească singur și dacă nu este lăsat să vorbească singur, El nu mai vorbește. Ori vorbește demonul și atunci Dumnezeu nu are ce să mai spună acolo, ori vorbește Dumnezeu, dar atunci demonul trebuie să tacă chiar dacă spune adevărul. Dacă Satana ar veni și ar zice așa: haideți să semnăm împreună că 2 plus 2 fac 4, noi ce facem? Semnăm cu el? 2 plus 2 fac 4. E un adevăr. Hai să semnăm împreună. Pentru că aici are dreptate. Dar Dumnezeu este atât de extremist, dacă vreți, atât de fixist, încât Dumnezeu nu poate să facă așa ceva. Oamenii fac așa ceva, dar Dumnezeu nu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce este pe etichetă, același lucru este și în cutie. Nu cum se întâmplă în magazinele care mergem noi la cumpărături aici pe pământ. Știți că sunt, nu mai știu, 3-4 ingrediente pe care comercianții au voie să nu le treacă pe compoziția produsului când fac eticheta. Da? Acum recent s-a descoperit, și ceea ce vă spun eu este din știri, adică nu am inventat-o eu,
S-a descoperit că foarte multe produse din magazinele noastre au făină din gândaci. Poate că ați auzit și dumneavoastră. Bagă făină, nu zic că toți fac lucrul acesta, da? Dar eu chiar am crezut, am fost atât de șocat când am auzit lucrul acesta, ar putea să fi mâncat făină, adică pâine cu făină de greier. Da? Asta e cea mai comună. Da? E mai ieftină decât făina cealaltă. Doar în lumea noastră oamenii zic, a, păi lasă că nu mor de la un pic de făină de gândaș. Nu, nicio problemă, lasă că mi-are, hai să nu mai, da? Deci nu trebuie să declarăm totul la fisc, hai să nu scoatem bun de cap. Hai să nu exagerăm, da? Hai să nu exagerăm. A, Dumnezeu nu este așa. Niciodată. Doar între oameni este așa. Și oamenii, dacă află că Dumnezeu este așa, că dacă ar fi cazul ca să vorbească și El și să vorbească și alții, El preferă să tacă, zic, a, păi cam exagerat Dumnezeu acesta. Dar așa este. Iisus spune așa, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni, cum zice Scriptura, aproape nimeni nu poate să meargă la Tatăl decât prin mine sau nimeni nu poate să meargă la Tatăl decât prin mine? Cum zice? Aproape nimeni sau nimeni? Nimeni! Atunci când Iisus vorbește despre alți învățători ai iudeilor și și la altor popoare, în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, spune Domnul Hristos așa, toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Pe cum? În lumea modernă să califici niște învățători religioși, hoți și tâlhari, păi asta înseamnă că tu ești un terorist. Dar vă mai mirați acum că Dumnezeu se ascunde și tace? Vă mai mirați? Când toate bisericile sunt pline de voci. Toată lumea pretinde că Dumnezeu vorbește prin el, și plin de profeți, plin de tot felul de predici, tot internetul. Vă dați seama, doar în creștinism sunt 40.000 de confesiuni prin care vorbește Dumnezeu, ziceți dumneavoastră. Prin niciuna. Pentru că astăzi Dumnezeu se ascunde și tace. Pentru că Dumnezeu niciodată nu-și permite să amestece vocea Lui cu altă voce. Timpul nostru trece repede. Haideți să facem un pas mai departe. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu se ascunde și tace, sau o altă manieră a lui Dumnezeu de a lucra, un alt fel de a fi a lui Dumnezeu, este că Dumnezeu nu are copii din interes. Adică atunci când cineva se hotărăște să fie copilul lui Dumnezeu, trebuie să se hotărască să devină copilul lui Dumnezeu pentru că el vrea așa. Pentru că se simte atras de adevăr, de puritatea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că dacă Dumnezeu în fiecare dimineață ne-ar trezi cu o predică, ar apărea pe firmament, pe cer, și în fiecare dimineață, să zicem la ora 6, ne-ar trezi pe toți. Și ar fi acolo vizibil. Ce ziceți? Nu e adevărat că mulți oameni ar crede în El? Ce ziceți? Ar crede sau n-ar crede? Eu cred că mulți oameni ar crede în El. Sau gândiți-vă cum ar fi fost dacă Domnul Hristos, când s-a născut în grajd, cum este în grajd? Dumneavoastră știți cum este în grajd, da? Eu am crescut într-o casă lângă care era un grajd. Aveam vaci acasă, părinții, da? În grajd miroase, în grajd de infecție, da? În grajd e frică dacă e iarnă.
Și Domnul Hristos se naște într-un grajd. Dar cum ar fi fost dacă Domnul Hristos ar fi venit cu o escortă de 10.000 de îngeri? Ce ziceți? Ar fi avut oameni care să meargă după ei? Eu cred că tot Israelul s-ar fi dus. După Iisus, că au venit 10.000 de îngeri, ar fi construit niște palate de aur în Ierusalim, da? Eu cred că toți evrei s-ar fi dus în Ierusalim și toți evrei ar fi cântat de veselie și de bucurie. Vai de mine, Dumnezeu a venit între noi, a venit cerul pe pământ. De ce n-a făcut Iisus chestia asta? V-ați gândit vreodată? De ce Iisus a ales calea grea? De ce Iisus a venit sub forma unui copilaș vulnerabil și s-a născut într-o familie de oameni săraci? De ce a făcut treaba asta? De ce atunci când s-a botezat și și-a început lucrarea de predicare și a făcut minuni și așa mai departe, nu a făcut niște scamatorii, nu a făcut niște lumini care să-i atragă pe oameni, ci așa, în mod modest, știți unde dormea Iisus când era în Ierusalim? Unde l-au arestat? Într-o grădină. Să nu vă imaginați că Iisus dormea pe la resorturi și pe la hoteluri. A avut o viață extrem de simplă. De ce a făcut treaba asta? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu are copii din interes. Cum se întâmplă în campaniile noastre electorale. Eu m-am născut lângă orașul Turda. De când mă știu eu, orașul ăla are străzi pline de gropi. Un oraș foarte vechi de altfel și foarte drăguț ar putea să fie. Orașul Turda, poate ați auzit de orașul Turda, da? Și weekendul trecut m-am întâlnit cu frații din Turda și am întrebat, păi, dar în orașul ăsta de ce tot timpul șantești, tot timpul sunt gropi în drum, pe drumuri? Și zic frații că pentru că oamenii votează de 30 de ani pe cam aceeași gașcă, pentru că înainte de alegeri primarul le dă niște mici cu halbă de bere la oameni. Și ei tot votează cam aceeași, da? Adică ăștia sunt alegători de interes. Dar Dumnezeu nu vrea să aibă copii din interes. Imaginați-vă, aduceți-vă aminte de perioada în care v-ați căsătorit. Stimați bărbați, v-ar plăcea să știți că femeia care s-a căsătorit cu dumneavoastră a făcut lucrul acesta din interes? Ce ziceți? V-ar plăcea? Mie nu. Mă bucur că n-am avut nimic. Când m-am căsătorit, n-am avut nici mașină, n-am avut nimic. Și am găsit o femeie care s-a îndrăgostit de mine și a vrut să se căsătorească cu mine că pe mine m-a plăcut. Nu știu ce a plăcut de mine, dar pe mine m-a plăcut. Și a zis, eu vreau să merg cu tine oriunde mergi tu. Păi zic, n-am nici bani să mă căsătoresc. Am stat o lună și jumătate pe șantier în Franța ca să-mi adun un pic de bani să fac o nuntă cu 80 de persoane. Asta a fost nunta mea. Dar și eu și ea am avut ce am vrut. Ea a vrut-o pe ea. Nu banii ei. Pe ea am vrut-o. Și se pare că ea m-a vrut pe mine. Nu banii mei, că oricum n-am avut. Și nici perspective strălucitoare în viață n-am avut. Dumnezeu nu vrea copii din interes. Ca în momentul în care cineva se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu să-i dea bani în contul lui bancar cât trăiește el să nu se termine banii. Păi câți oameni s-ar întoarce la Dumnezeu? Păi mulți oameni s-ar întoarce la Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a hotărât ca să n-aibă copii din interes, El a hotărât și lucrul acesta să nu facă diferențe, da? Între ei și alți oameni. Și atunci Dumnezeu se poartă cu ei cum se poartă și cu restul, într-un fel. Pentru că așa spune Evanghelia, Dumnezeu dă ploaie și soare peste cei buni. Așa spune Scriptura, că Dumnezeu dă ploaie și soare și peste cei buni și peste cei răi. Da? E maniera lui Dumnezeu de a lucra. Și dacă tot poporul care era răzvrătit și rău a fost dus în robia babiloniană,
au fost duși ea credincioși în robia babiloniană? Ce ziceți? Au fost duși Daniel cu prietenii lui în robie? Da. Pentru că dacă Dumnezeu făcea diferențe, s-ar fi zis că are copii din interes. Și în momentul în care Dumnezeu tace și se ascunde și nu vorbește, nu face diferență între cei credincioși și cei necredincioși. Se poartă la fel cu toți. Într-un anumit sens special. Nu înseamnă că cei credincioși nu sunt copiii lui speciali. Să nu mă înțelegeți greșit. Al treilea lucru. Lucrul acesta este mai puțin predicat în creștinism, dar este peste tot prezent în Biblie. Este maniera lui Dumnezeu de a-și respecta adversarul. În momentul în care Domnul Hristos se pregătea să moară, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, Domnul Hristos spune așa: vine stăpânitorul acestei lumi. El știa că are de dus o luptă împotriva unui vrăjmaș. Și felul lui Dumnezeu de a se purta cu vrăjmașul sufletelor nu este felul oamenilor de a se purta cu vrăjmașii lor. Dumnezeu își respectă dușmanul. Și vreau să aduc aici în discuție o situație unică, aș putea să spun, din Vechiul Testament. Știți că Moise, la o vârstă foarte înaintată, a murit. Avea 120 de ani. A urcat singur pe muntele Nebo, s-a culcat pe jos, în iarbă, și a murit. Și spune Scriptura că îngerii l-au mormântat și nimeni nu știe unde este locul mormântului lui Moise. Însă în Noul Testament, acest Moise care a murit cu foarte, foarte mult timp înaintea vremii Domnului Hristos, îl vedem pe Moise că se întâlnește pe un munte împreună cu Ilie, cu Domnul Hristos și cu trei dintre ucenicii lui. Ce s-a întâmplat între timp? Apostolul Iuda spune că după un timp, după moartea lui Moise, Domnul Hristos, care poartă și acest nume Mihail, îngerul sau arhanghelul Mihail, care însemnează cine este ca Dumnezeu, acesta înseamnă numele acesta, s-a coborât din cer cu îngerii lui și au mers la mormântul lui Moise, acolo pe muntele Nebo. Și când s-a dus la mormântul lui Moise, l-a întâmpinat Satana, pentru că știa de ce a venit Iisus la mormântul lui Moise. Și Satana s-a împotrivit și a zis: Moise este un păcătos, Moise este al meu, nu-ți dau voie să-l scoți din mormânt. Și haideți să vedeți ce spune Scriptura despre maniera lui Dumnezeu de a se purta cu dușmanul lui. Spune Scriptura în Iuda, capitolul 1, versetul 9, arhanghelul Mihail, când se împotrivia diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre, Satanul. Domnul să te mustre. Nu l-a înjurat, nu a strigat la el, nu l-a bătut, nu l-a trăznit. Este maniera lui Dumnezeu de a-și respecta adversarul. Și poate vă întrebați acum ce are de a face această manieră a lui Dumnezeu de a-și respecta adversarul cu faptul că Dumnezeu tace și se ascunde și nu vorbește. Ce are de a face cu asta? În punctul acesta, frații mei creștini, vreau să vă spun un lucru foarte important în seara aceasta. Un lucru foarte important ignorat de majoritatea creștinilor din lumea aceasta. Nu există o piedică mai mare în calea lui Dumnezeu decât voința omului. Mai repet o dată. Nu există în lumea aceasta o piedică mai mare în calea lui Dumnezeu decât voința omului. Pentru că Dumnezeu niciodată nu o să treacă peste voința noastră.
Și dacă tu te închini la diavol fără să știi, tu dacă asculți de profeții diavolului fără să știi, tu dacă asculți de scriptura diavolului, vă aduceți aminte, aseară am discutat că diavolul citează, știe scripturile, vă aduceți aminte? Am discutat aseară. Diavolul are profeți, da? Diavolul face minuni, așa am citit în scriptura aseară. Diavolul se preface într-un înger de lumină. Am mai citit în scriptură că diavolul se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept diavol, așa zice? Nu așa zice. Zice că diavolul se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și în momentul în care oamenii se închină la un alt Dumnezeu, știi ce face Dumnezeu adevărat? Pleacă de acolo. El nu are ce să mai spună în momentul în care oamenii și-au ales pe Dumnezeul lor. Deci cea mai mare piedică în calea lui Dumnezeu, ca să ne vorbească, ca să ni se descopere, este voința omului. Și diavolul știe foarte bine lucrul acesta. Știați că în grădina Edenului, diavolul n-avea libertate să meargă peste tot. Și avea voie să meargă într-un singur loc. Care era locul acela? Pomul cunoștinței binelui și răului. Și dacă omul n-ar fi voit să meargă acolo, ce ar fi putut să facă diavolul rău omului? Nimic. Dar în momentul în care omul a voit să mănânce, Dumnezeu s-a retras și a tăcut. S-a închis Edenul, s-a închis cerul, Dumnezeu a fost îndepărtat. Pentru că Dumnezeu își respectă chiar și vrăjmașul. Și atunci când un om, când un copil al lui Dumnezeu alege să meargă după alți Dumnezei, în momentul în care un om pe planeta aceasta, creștin sau necreștin, nici nu mai contează, alege să meargă pe un alt Dumnezeu care se cheamă tot Dumnezeu, care se cheamă tot Hristos, dar nu e cel adevărat, atunci Dumnezeu este obligat să-și respecte voința acelui om care s-a predat vrăjmașului fără să știe. Și Dumnezeu se retrage și tace. Înainte să încheiem, totuși, haideți să privim în Scriptură la momentele în care Dumnezeu totuși a vorbit. Pentru că nu este adevărat că Dumnezeu n-a vorbit deloc. Și nici astăzi nu este adevărat că Dumnezeu nu mai vorbește deloc. Nu este adevărat. Dacă răsfăim paginile acestei cărți, vom vedea de la bun început până la cartea Apocalipsei că Dumnezeu vorbește cu toată lumea. Nu. Dumnezeu vorbește doar cu anumiți oameni. Acești oameni se numeau profeți. Poate v-ați întrebat de ce nu vorbește cu oricine? Pentru că dacă ar fi vorbit cu oricine, ceea ce spunea Dumnezeu ar fi fost amestecat cu ceea ce ar fi gândit și ar fi spus oamenii. Și cum am studiat în seara aceasta, Dumnezeu niciodată nu-și pune cuvântul alături de cuvântul unui vrăjmaș, nici măcar atunci când vrăjmașul spune adevărul. Și atunci Dumnezeu a căutat oameni onești, oameni sinceri, oameni cinstiți, în care Dumnezeu a avut încredere că acești oameni nu vor amesteca ceea ce spune El cu ceea ce spun oamenii. Și pentru că a găsit puțini oameni de acest fel, Dumnezeu a vorbit cu puțini oameni pe pământul acesta. Aceștia se numeau profeți. Dumnezeu i-a ales și știți că de obicei, când Dumnezeu alegea un profet și vorbea printr-un profet, vorbea prin mulți profeți sau vorbea prin puțini profeți? Cum era? Cum știți dumneavoastră din Scriptură? Erau împărați evrei
Și acum vreau să subliniez lucrul acesta foarte, foarte clar. Erau împărați evrei care aveau sute de profeți. Câți din acești sute de profeți vorbeau de la Dumnezeu? Câți? Niciunul. De aceea, chiar dacă este foarte greu de crezut ceea ce spun eu în seara aceasta, câți dintre papagalii care predică peste tot și care pretind că Dumnezeu vorbește prin ei și că Dumnezeu le-a vorbit lor personal și a auzit vocea lui Dumnezeu, câți din sute și mii din lumea asta cu adevărat vorbesc de la Dumnezeu? Poate că vorbesc chiar împotriva mea în seara aceasta. Dar eu cred că sunt foarte puțini. Foarte puțini. Mult mai puțini decât ne imaginăm noi. Pentru că așa a fost întotdeauna. Și dacă nu mă credeți, haideți să ne uităm chiar la un episod din Biblie. Se află în cartea 2 Cronici, capitolul 18. 2 Cronici, capitolul 18. Versetele 16 și 17 este paragraful în care vorbește profetul lui Dumnezeu. Însă vreau să vă povestesc puțin ce s-a întâmplat acolo. Doi împărați, Ahab, împăratul Israelului, și Iosafat, împăratul regatului lui Iuda, s-au încuscrit. Adică și-au dat copii unul la altul și copiii s-au căsătorit. Și fiind în felul acesta rude, Iosafat, împăratul lui Iuda, care era un om credincios totuși, a zis, m-a invitat Ahab să mă duc la război cu el împotriva sirienilor. Sirienii erau un popor păgând din nordul Palestinei care năvăleau din când în când, mai ales în vremea recoltelor, năvăleau, făceau niște campanii fulger militare și jefuiau pe evrei. Se retrăgeau și nu mai aveau ce să mai facă evrei. Și Ahab s-a săturat de situația aceasta și a zis, măi, hai să chem și pe împăratul lui Iuda să mergem să facem război împotriva sirienilor. Și când s-au adunat cele două armate, cei doi împărați au stat la sfat și au adunat sfetnicii și împăratul lui Iuda, Iosafat, i-a zis lui Ahab, măi Ahab, n-ar fi bine să întrebăm pe profeții Domnului? Era un om credincios. Nu vrea să meargă la un război. Vedeți, decizii importante în viață. Omul vrea să asculte de Dumnezeu. Și întreabă pe Ahab, ai niște profeți de a Domnului aici? Ai vreun profet? Și Ahab zice, am 400! 400! Păi el, săracul, poate avea vreunul la el în regat, dar Ahab avea 400 de profeți. Și a zis, păi, hai adu profeții să întrebăm pe Domnul, să vedem ce zice Domnul. Și se adună cei 400 de profeți acolo înaintea împăraților și spune Scriptura aici în 2 Cronici, capitolul 18, versetul 5, împăratul Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă. Și ei au răspuns. Suie-te și Dumnezeu îl va da în mâinile împăratului. Vreau să vă întreb, știe cineva de unde mâncau profeții ăștia? Ce ziceți? De unde aveau ei salariu, un trai liniștit, fără stres? Vă dați seama că ei nu trebuia să meargă nici la sapă, nici cu oile, nu trebuia să meargă nici la război, că erau clerici, da, erau profeți. De unde primeau ei grosul în fiecare lună? De la împărat. Și dacă împăratul te întreabă cum e, ce trebuie să zici? Trebuie să zici de bine, că doar e un împărat mare și înțelept, da? Și profeții aceștia care se pretindeau profeții lui Dumnezeu, au zis împăratului, toți cei 400, un consens, că nici în Parlamentul României, nici un parlament din lumea asta nu-i consensul acesta de unanimitate 100%, toți aceeași voce. Da, du-te la război că Dumnezeu îți va da mâinile tale.
Iosafat era un om credincios, celălalt împărat, și s-a părut un pic cam suspect. Ca mulți profeți, ca mulți papagali, ca mulți șmecheri, da? Ca mulți oameni care pretind că Dumnezeu le vorbește, pentru că niciodată Dumnezeu n-a făcut așa. Știi ce se întâmplă astăzi în creștinism? Peste tot sunt profeți. O grămadă! Între elevii mei sunt tineri care i-au întâlnit pe unii dintre aceștia. Și Iosafat spune lui Ahab, nu mai e vreun alt profet aici. Și când întreabă Iosafat, care era mai credincios, împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc. Căci nu-mi prorocește nimic bun. Nu prorocește niciodată decât rău. Este mic a fiului nu știu care. Vă dați seama. Știți cum erau profeții aceștia? Vă aduceți aminte ce am învățat în seara aceasta? Dumnezeu preferă să tacă decât să aibă fii de conveniență, da? Adică fii din aceștia cărora să le convină să fie fiii lui Dumnezeu pentru că o duc bine. Profeții nu trăiau din banii, din salariul împăratului, ci profeții trăiau o viață de sărăcie. Profeții își consacrau viața numai lui Dumnezeu. Nu făceau altceva. Și profeții erau oameni onești și cinstiți, care întotdeauna, chiar cu prețul vieții lor, spuneau ceea ce auzeau de la Dumnezeu. Și acest tip de profet e foarte rar. De obicei Dumnezeu, într-o generație de oameni, avea doar unul sau doi. Și Iosafat, care era împărat credincios, știa cum stă treaba cu Dumnezeu. Știa că Dumnezeu nu vorbește, Dumnezeu preferă să tacă și să-i lase pe diavol să facă pe ea 400 de profeți să vorbească ce vrea împăratul să audă. Și să știți că ea 400 de profeți al lui Ahab erau sinceri. Duhul rele au vorbit prin ei. 400 de oameni. Du-te la război că va fi bine. Iosafat insistă totuși să fie adus și acest profet rău. Și ce avem pe ecran, Mica a răspuns. Văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis, oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus eu? El nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău. Poate că v-am mai zis, mai știu ce unde am zis, că deja mă încurc și uit. Dar băiețelul meu de 6 ani are un obicei foarte prost. Sper să-i treacă cât mai curând. Când îl supăr cu ceva și îi spun ceva rău, zice că nu mă iubește, numai pe mama. Da, asta face și cu soția mea. Când soția mea îi zice ceva de rău, zice că nu iubește pe ea, numai pe mine. Și cum eu sunt mai rar acasă și spun mai puține rele, pe mine mă iubește mai mult. Așa suntem noi oamenii. Ascultăm de toți Dumnezeii din lumea aceasta, de toți profeții din lumea aceasta, de toate predicile din lumea aceasta, doar să ne prorocească ceva care să nu fie spre pocăință. Că asta nu ne place. Așa sunt și eu, să nu cumva să credeți că eu nu sunt așa. Să nu vă imaginați că eu am altfel de inimă decât dumneavoastră, aceeași inimă am și eu. Aceleași lupte am și eu. Și nici nu mă mir că Dumnezeu tace. Să știți că cei doi împărați au mers la război în ciuda profeției lui Mica. Și știți cât a mai trăit Ahab după războiul acesta? Nici o zi. A murit în ziua aceea, exact așa cum a spus profetul lui Dumnezeu. Dumnezeu a mai vorbit prin cineva. În
Cartea Evrei, în capitolul 1, primele două versete, spun așa: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul Său. Domnul Hristos a venit aici între noi. Nu ca să facă niște fii de conveniență, niște fii așa, pentru că pocăiții primești ceva de la Dumnezeu. Nu pentru asta a venit. Ci a venit ca să ne arate cum este Dumnezeu cu adevărat. Și atât de departe a mers Domnul Hristos cu lucrul acesta, încât la un moment dat spune unuia dintre ucenicii lui: cel care m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl Ceresc. Știți de ce spune Domnul Hristos lucrul acesta? Evreii aveau obiceiul pe care îl avem și noi, să gândim despre Dumnezeu, că Dumnezeu este ca oamenii. Adică cei care sunt credincioși, le dă sănătate, le dă bani, le dă viață lungă, le dă putere, le dă de toate. Și pe cei necredincioși le dă un cancer, le dă sărăcie, le dă nu știu ce, o viață scurtă și mai departe. Așa gândeau evreii. Și Domnul Hristos a venit aici printre noi ca să corecteze modul nostru de greșit de a gândi despre Dumnezeu. Diavolul este așa, să știți. Nu Dumnezeu. Și Hristos venind printre noi, când Maria strângea pe Fiul Său la piept, pe cine strângea la piept? Pe Dumnezeu. În momentul în care Maria îl lua pe Domnul Hristos, copil fiind, de mânuțe, și îl plimba, îl învăța să umble, pe cine învăța să umble? Pe Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care Domnul Hristos a crescut și nu știu cum era copilăria lui în Nazaret, dar se spune în Scriptură că cei din Nazaret erau rău famați, erau vestiți și sunt convins că în puritatea lui el nu se amesteca cu toate relele care se făceau pe acolo de adolescenți și în mod sigur era batjocorit. Pe cine batjocoreau? Pe Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care ucenicii mergeau după el, la bine și la rău. Vă aduceți aminte în Ioan 11, când Iisus se hotărăște să meargă în Ierusalim să-l învieze pe Lazar, ucenicii îi spun: evrei au vrut să te moare! Ucenicii se hotărăsc, zice unul dintre ei, să mergem și noi cu el și să murim și noi cu el. Cu cine s-au hotărât să moară? Împreună cu Dumnezeu. E foarte mare onoare. Adică Dumnezeu ne-a vorbit prin Iisus Hristos. A venit între noi și ne-a arătat adevărată fața lui Dumnezeu. Nu prin oglindă, nu prin niște scrieri vechi din Vechiul Testament. Nu! A venit față în față cu noi. Oamenii puteau să-L asculte, puteau să-L vadă cum acționează, puteau să înțeleagă caracterul, puteau să-L atingă, puteau să-L lovească. Știați? Că dacă vreau să-L lovească, puteau să-L lovească. Și ce-a făcut Iisus când a fost lovit? Ce-a făcut Iisus cu acei oameni care l-au pus pe cruce? Doamne, iartă-i, că-și nu știu ce fac. Dumnezeu a venit printre oameni ca noi să învățăm cum este Dumnezeu cu adevărat. Și al treilea lucru prin care Dumnezeu ne vorbește și astăzi este cartea aceasta. Despre asta o să discutăm mai multe mâine seară, dar totuși vreau să citesc un verset. Ce spune Biblia despre ea însăși? În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Oriunde deschide Scriptura, Dumnezeu se face auzit. Când vreți dumneavoastră? Când vreți dumneavoastră să vorbească Dumnezeu? Dacă vreți în seara aceasta când mergeți acasă, deschideți la Psalmul 22. Rugați-vă și citiți Psalmul 22 și vedeți ce vă spune Dumnezeu acolo.
Sau dacă vreți în Noul Testament, când mergeți în seara aceasta acasă și vă este dor de Dumnezeu și doriți ca Dumnezeu să-și facă glasul auzit, deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, 15 și 16. Citiți cele trei capitole și vedeți ce spune Dumnezeu acolo. Pentru că Dumnezeu a hotărât ca în lumea de azi, chiar dacă El este alungat, chiar dacă din cauza idolilor noastre și din cauza idolatriei creștine, Dumnezeu să fie în situația în care să fie împiedicat să vorbească, pentru că El nu-și pune semnătura, El nu-și pune predica alături de predicile necredincioase. Este redus la tăcere. Dar cu toate acestea, Dumnezeu a pus în casele tuturor oamenilor. Este cea mai răspândită carte pe pământul acesta. Sunt miliarde de Biblii, în sute și mii de limbi traduse. Dumnezeu a hotărât ca în lumea modernă să poată să vorbească fiecărui om, dar prin această carte. Nu lăsați cartea aceasta închisă pe raft ca să se depună praful un an de zile. Dacă vreți să stați de vorbă cu Dumnezeu, deschideți cartea aceasta și Dumnezeu vă va vorbi. Biblia aceasta sau disponibilitatea lui Dumnezeu de a ne vorbi, să știți că nu e pentru totdeauna. El nu va fi disponibil să vorbească nici măcar prin cartea aceasta pentru totdeauna. Un text pentru încheiere din Vechiul Testament și un text pentru încheiere din Noul Testament. În ambele situații, copiii lui Dumnezeu au trecut prin vremuri grele. În ambele situații, copiii lui Dumnezeu au experimentat timpul când Dumnezeu nu mai vorbea direct printr-un profet sau altfel. Dar cu toate acestea, copiii credincioși ai lui Dumnezeu, Isaia spune așa: eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Chiar dacă Dumnezeu astăzi nu vorbește la fiecare colț de stradă, chiar dacă nu sunt manifestări miraculoase peste tot, sau sunt, sunt cu duiumul, dar eu nu le cred. Nu mă duc acolo. N-am încredere. Pentru mine, în afara de această carte, nicio voce nu este autorizată. Doar Scriptura. Și Noul Testament e tot din Vechiul Testament, dar ideea pe care vreau să o spun e din Noul Testament. Avertismentul este acesta: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Știți dumneavoastră, chiar m-am gândit într-o zi, mă gândeam așa, atunci când Domnul Hristos era printre noi și se ducea de colo-colo, de ce făcea lucrul acesta? Câteodată era la Ierusalim, altădată era în zona Decapole, altădată era în Samaria, altădată era în Galileea, la Capernaum, la Betsaida, tot felul de orașe, la Betania și așa mai departe. Când aici, când acolo, când dincolo. M-am tot gândit așa. De ce a făcut Iisus lucrul acesta? Pentru că a vrut, pentru ca să existe un timp de har în care Dumnezeu se pune la dispoziția tuturor oamenilor ca să-L atingă, să stea de vorbă cu El, să-L asculte, să-L vadă în fața Lui. Însă timpul acesta s-a încheiat. Pentru că după moartea și învierea lui Hristos, știați că nici Caiafa, nici Ana, nici Pilat și nici ceilalți evrei care n-au crezut în El, nu L-au mai văzut niciodată după aceea. După înviere, Domnul Hristos s-a arătat la mulți oameni, dar nu s-a mai arătat niciunui om care n-a crezut în El câtă vreme era aproape de ei. Va veni un timp în istoria acestei planete despre care Scriptura spune că oamenii vor merge de la o mare la alta căutând cuvântul lui Dumnezeu și nu-L vor mai găsi.
să nu vină timpul acela peste noi, să ne găsească nepregătiți, necunoscându-L pe Dumnezeu cel adevărat. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, căutați-L câtă vreme este aproape de noi. Amin.